ce loc, loc pe canapea, Catrinel. Să ce frumos așa, e aici la voi. Dar ce rochie frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Păi după această prezentare, mersi frumos, mi-a făcut să mă roșesc acolo la intrare. Hai măi, păi dar nu e adevărat. Știi că mi-aduceam aminte ultima oară când ne-am văzut amândoi. Era invitat la mine în emisiune. Da, uite, vezi cum se întoarce roata? Uite cum se întoarce roata. Da. Vezi, acum pe tine te-am mai văzut, Maria. Da, noi ne-am mai văzut. Urmează să vină la tine în America în emisiune. Te aștept cu tot dragul. Să știi că venim dacă ne inviți în America. Mă invitați într-o emisiune la tine, într-o emisiune la mine. America, da. Am cochetat și mai cochetez încă cu televiziunea locală, dar pe niște materiale foarte micuțe, pentru că mi-am îndeplinit visul și am devenit în sfârșit profesor cu catedră și cu acte în regulă la una dintre cele mai mari școli de artă de acolo. De dans, da. Spune-ne orașul ca să știe și telespectatorii. Ce-ai spus? Orașul, unde? Orașul în Sarasota, însă în Florida, în Sarasota. Doamne, cum sună! 3 ore de Miami, cam așa. Așa că vă aștept, dar știți când să veniți? Iarna, că atunci este perfect. Iarna. Atunci este temperatura cea mai potrivită. Poate facem cool winter nights și atunci da, uite, nu faceți știu o emisiune, cool mergem Miami la plajă. Cool Miami! Spune-mi cum te simți, știu că ai trecut printr-o perioadă dificilă, că te-ai operat. De-a lungul anului la mine, știți, sunt tot, da, tot dar trec printr-o perioadă fost, dificilă. Nu? Acum recent, da, mai exact... mai am puțin și fac 2 săptămâni de la operația de care am, mă rog, pe care ce am s-a făcut-o. Întâmplat? Mai am avut o perioadă agitată în România, cu multe lucruri, agitată în viața mea, mă rog, agitația a început de câțiva ani de zile, s-a finalizat la începutul anului și am tot ținut așa într-o evoluție și într-o revoluție. Dar să știi că o să treacă repede. Trece repede? Trece, da. Ma, a cam trecut, să știi. Adică sunt ok, sunt pe drumul cel bun acum. Iartă-mă că ne scuzați, acum am intrat într-o discuție așa personală. Să știi că mai ai un pic și o să ajungi la concluzia că și perioada aia Să știi că am ajuns la concluzia că lăsând la o parte toată perioada urâtă care a fost la început și știți amândoi despre ce vorbesc, a meritat. Acum, uitându-mă în spate, am trecut prin chestia asta pentru că a trebuit și sunt cum sunt acum pentru că s-au întâmplat anumite lucruri. Dacă nu s-ar fi întâmplat, n-aș fi fost atât de bine cum sunt acum, știi? Așa că ai dreptate. Da, dar revenim la operația, la partea de sănătate, care aici a fost problema cea mai mare. M-am simțit foarte rău câteva zile întregi cu ceva care nu putea fi descoperit. O stare de rău generală, dureri de spate, dureri de stomac. A fost așa o nebunie. Am ajuns 2 seri la urgență până seara târziu, perfuzii, toate cele să mă reabiliteze cât de cât. Și am avut norocul să dau de un doctor foarte isteț și foarte, foarte experimentat, care a pus mâna exact pe unde a trebuit și a spus: avem o apendicită acută, trebuie Doamne, să operezi. Doamne, îți dai totul s-a întâmplat așa, într-o fracțiune de secundă. M-am dus luni, l-am văzut, miercuri m-am operat, iar în vinerea respectivă trebuia să plec în America. Asta știam că tu trebuie să pleci în America. Exact, s-a schimbat totul, absolut tot. Bilete de avion și voi știți că nu e ușor să schimbi așa de pe o zi pe alta. 3 bilete de avion. Acum ce mi-e 3.000 de euro pe... Vorba aia. Dar era și ziua fiicei mele, Sara. Ziua ei a fost ieri, cât a făcut 9 anișori. Înainte. Doamne, cum a trecut timpul, parcă acum era. Și noi îmbătrânim. Ei, lasă. Nu știu, lăsați. Eu nu mă simt. Voi vorbiți pentru noi, că la tine nu se pune. Eu lăsați. Sunt pe pastile, să știi, iau pastile. Da, tu iei pastile, nu? Da, iau pastile. Perfect. Scrieți-mi pe Instagram, pe Jorge Oficial, vă scriu ce spun iau. Spun ce iei, dar spun da, în publicitate. Vă scrieți-mi mesaje, vă dau în privat ce... A trebuit să... Ai trecut peste, te simți bine, ești acum bine? Acum sunt ok, sunt bine, duminică plec și trebuie să mă montez și să remontez din toate punctele de vedere, să pot să plec pe un zbor de 16 ore totuși cu 2 copii, nu e ușor. Da, dar... înțelegem perfect. Dar e ok. Iubitul tău a fost alături de tine, a venit aici? Mai n-a venit, a fost în România, a fost cu mine 1 săptămână în România, a plecat și exact pe ce a plecat el la 2 săptămâni s-a întâmplat nebunia. A vrut să vină, a vrut să se întoarcă, să fie alături de mine, dar i-am zis că nu e cazul. Normal, sunt pe mâini bune, sunt acasă. Da, erai acasă. Da, mama, pentru cei familie, prieteni. Și vorbim Domnului, aceeași limbă cu doctorii. Ai la prieteni în România. Da, așa e. Foarte mult. Spune-ne cum e cu americanul acum, dacă tot. Eu văd că îi sclipește ceva pe deget, rău de tot. Măi, dar voi sunteți ceva amândoi. Deci uite-te puțin cum îi sclipește. Păi cum să nu uite, deci cum să... Stai puțin, totul a pornit de la o poză pe care Catrina l-a pus-o pe rețele de socializare, într-o roche albă, cu tot ce trebuie pe ea. Toți am crezut că... Gata. Tu zici pictorialul care a fost făcut de curând, nu? Eu n-am citit pictorialul, doar am văzut poza. Dar știi care e culmea? Am făcut un pictorial pentru că toată lumea mi-a spus cine e, n-am vrut să creez niciun suspans, nici nu vreau să-l...
afișez, pentru că nu e cazul, el trăiește normal, acolo, noi normal. Trăim acolo, dar mi s-a părut ok să spun cine e și atât, adică în limitele bunului simț, să nu exagerăm. Și am făcut o ședință foto pentru o revistă. Doar că voi știți foarte bine ce înseamnă ședință foto, te îmbraci în anumite vestimentații mai frumoase, s-a nimerit ca rochia mea să arate ca un fel de posibilă rochie de mireasă. Mă, universul ăsta, cum le nimerește el, așa, nu s-au aliniat planetele așa și a purtat o rochie albă. Păi știți că nimic nu e întâmplător, nimic nu? Nimic nu e întâmplător. Îți dai seama și inelul ăla. Dar ți-ai dorit să te mai măriți? Iubita, sinceră să fiu, am învățat un lucru, never say never, pentru că niciodată să nu spun niciodată, nu știi niciodată ce îți rezervă viața și eu sunt cel mai bun exemplu că totul s-a răsucit. Omul te-a prins, știe că te lași greu. Măi, din punctul ăsta de vedere, da, i-a luat ceva timp până să ajungă lângă mine, până să dea și inelul. I-a spus foarte clar că momentan nu-mi doresc chestia asta. Îmi doresc să... Ne-am mutat împreună recent, avem fiecare doi copii, trebuie să unim aceste două familii, să facem o mare familie sub același acoperiș și cred că avem un pic de nevoie să... Totul să stăm așa natural. Exact. Catrinel, totul vine să natural. Să le luăm ușor. Step by step. Puțin firesc. Da, spune-ne exact. Și nouă... Inelul ăla, lasă că am văzut că e de 4, cât sufrageria mea. Ar fi trebuit să ce, să mă uit pe sus, pe... No, e un inel foarte frumos, trebuie să recunosc că are gusturi tot bate foarte... În ochi, așa. Are gusturi foarte bune. E super bine. E foarte frumos, dar să știi că inelul nu contează. Acum lăsând gluma la o parte, voi mă știți de foarte mult timp. Nu, n-ar asta important. Important este că este un om extraordinar, cum rar am crezut că mai poți să găsești, mai ales după ce ai trecut prin niște... dezamăgiri. Da, corect. E un om foarte asumat, un om foarte, foarte matur, o sensibilitate cu totul și cu totul parte greu pe care există eu... Există bărbați asumați? Măi, asta vrea... Da, să știi că da. Și cred, nu știu dacă are legătură neapărat cu vârstă. Hai, lasă-mă! Hai, lasă-mă! Și tatăl copiilor are meritul lui și... Da, stai puțin, n-a spus nimeni. Deci ce e acolo, e acolo. Absolut. Deci e next step. Exact, e next step. Măi, evoluăm cu toții, știi cum e, evoluie și apoi... Cred că după o anumită vârstă și după ce treci prin niște experiențe de viață, în momentul în care întâlnești acel partener și care este, eu clar, și tot parcursul nostru, dacă stau bine să mă gândesc, undeva acolo în universul, oamenii au, cineva a vrut ca noi să ne întâlnim exact în voi. Punctul ăsta, știi? De asta spun că în momentul în care treci prin niște experiențe, nu știu... Te cunoști mai bine pe tine, știi exact ce-ți dorești și evaluezi situația altfel, atent. Gestionezi relațiile altfel și știi când să spui da, când să spui nu, nu mai lași nici de foarte mult de la tine, dar, nu știu, e altceva, e altă energie, altă chimie, ține și de persoana respectivă, e adevărat, dar cred că ține și de tine foarte chiar mult. În acest moment avem imagini era în drumul spre aeroport când Catrinel și Steve mergeau. Colegii noștri au fost pe fază ca de fiecare dată. Spune-mi, cum i-a plăcut lui Steve România? Ce i-a plăcut aici? Mă, i-a plăcut foarte tare. El călătorește foarte mult în Europa pentru că, din spusele lui, dar acum fie vorba între noi cei de aici, fie vorba între noi cei 4 exact milioane. Este mulți acela. Care se uită și la televizor. El este jumate italian, jumate neamț. Dar zic fie vorba între noi pentru că este a treia generație în Statele Unite, okay. Adică nici nu se mai calculează. Da, se mai calculează. A treia generație cetățean exact. Da. American. Da, da. Dar el spune că nu, este încă jumate-jumate și lasă, cred că este jumate-jumate. E frumos. A călătorit foarte mult în Europa, dar prima oară în România acum. Și a plăcut foarte mult, am reușit să mergem doar la Brașov, a fost singurul lucru, pentru că a stat o săptămână și într-o săptămână zice mai mult, prea puțin. Da, dar a plăcut foarte tare țara noastră, i-a plăcut foarte tare oamenii, au zis toată lumea e caldă, toată lumea e prietenoasă, se mănâncă bine, fete frumoase. Dar crezi că dacă te-ai întoarce în România ar veni după tine? Mă zic că am discutat și despre chestia asta, pentru că eu am avut în gând ideea asta, chiar și la începutul relației noastre. Eu până nu am luat acest job și până nu m-am repoziționat din toate punctele de vedere, încă mai înclina asta balanța. La tine că ești femeie independentă, mă. Tu trebuie să fii tu femeie puternică și vine și bărbatul ăla puternic lângă tine. Păi, tocmai asta am și zis. Ce vreau să întreb? Asta a fost și ideea, că tot timpul am fost exact, așa și am lăsat exact. Garda jos un pic, pentru că în momentul în care ai și al doilea copil, lucrurile se schimbă și nu mai poți să le faci chiar pe toate, chiar dacă
tu crezi că poți să le faci perioadă, pe toate. E doar o perioadă. Exact, dar acum, exact, m-am repoziționat și sunt din nou acea femeie puternică. Ce vreau eu să te întreb? Când s-au cunoscut copiii, cei doi copii ai lui cu... Copiii lui, copiii mei? Copiii lui cu copiii tăi. Copiii noștri, știi cum era cu copiii noștri, copiii tău cu copiii mei, copiii noștri, copilul nostru. Care, Doamne ferește, nu va mai fi cazul de așa ceva, nu o să mai fie și copilul nostru, avem 4, sunt suficienți. Așa am zis și noi. Da, dar voi nu erați într-o familie atât de mare, suntem deja 6. Eram la jumate. Ai. Mai ai, mai ai, până mă ajungi la... Când s-au cunoscut, unde, Se știau așa, s-au mai văzut de câteva ori, mai ales când mergeam la cabinet, pentru că el este doctor stomatolog și fetele au mers la el la cabinet, s-au văzut de câteva ori la cabinet, dar așa oficial, unde i-ați anunțat? Am mers la plajă. N-am vrut să facem un cadru foarte, intim, nu știu, foarte sofisticat. Da, un masă, o cină, nu, un dinner, era totul prea scoțos, știi? Și așa am mers la plajă și am jucat fotbal pe plajă, toți 6, pentru că unul dintre băi joacă fotbal și fetele mele mai nou sunt nebunite și după fotbal. Și atunci am jucat toți fotbal, volei și a fost așa o ieșire în familie și clicul s-a întâmplat pur și simplu. Cred că avem un avantaj faptul că sunt băieți și ele sunt fete. Există și o diferență de vârstă destul de mare între ei. Băieții au 14 și 12 ani și sunt așa protectori. Protectori. Exact, și asta e foarte bine. Și asta e foarte bine. Vreau să te întreb că multă lume te-a blamat cumva, că ți-ai refăcut viața foarte repede după divorț. Probabil că ai auzit și tu... Bine, multă lume nu știe că mi-am refăcut viața după divorț. Noi, eu și cu fostul meu soț... Nu mai formăm o familie din 2015 și din 2016 s-a mutat din casă. Anunțul meu a fost făcut în momentul în care deja actele erau aproape finalizate. Da. Mi s-a părut ok să fac anunțul atunci, nu înainte să zic ce. Știți, noi suntem căsătoriți, dar de fapt nu mai avem ce legătură de 3 ani de zile. El te-a ajutat, Steve, să treci peste această despărțire mai ușor? Steve a apărut în viața mea după ce... La un an și după... Destul de târziu. Dar cine a fost alături de tine în momentele alea? Familia de la distanță, pentru că nu am vrut să-i aduc pe ai mei la mine. Am încercat să-i... Cu toate că ai mei vin în fiecare an la mine, în ultimii 2 ani de zile am încercat să-i privez de anumite lucruri, pentru că nu avea rost să-i aduc acolo. Și până nu mi-am gestionat și mi-am umflat... Femeia puternică din mine a zis, trebuie să mă descurc singură. Mi-a fost foarte greu, să știi că am avut niște momente, am avut niște momente groaznice. Gândește că ești într-o țară străină unde ai o groază de oameni lângă tine, dar nu sunt prieteniile din țară. Oamenii își spun anumite lucruri, dar până într-un punct în care se creează o barieră necreată neapărat de mine sau de prieteni. Așa este educația, cultura, așa sunt eu obișnuiți acolo. Am văzut asta și între copii și părinți. Exact, exact. La 16 ani când își au carnetul deja ei sunt independenți. În momentul în care pleacă la facultate, la college, la revedere, mai vin în vizită doar la tine, nu-i ca la noi, știi? Știu. Da, am înțeles. Deci e un fel de e o relație diferită. Foarte diferită. Știi cine mi-a dat, puterea cea mai mare? Fetele. De acolo mi-am luat puterea. Fetele. Și Sara, cea mare, a fost stâlpul lângă mine și mi-am dat seama că asta e, trebuie să mă ridic. Nevoia m-a ajutat să mă ridic. Dacă aș fi fost în România, lucrurile ar fi stat altfel. Pentru că aici ai foarte mulți oameni lângă tine. Îți dea sfaturi, te compătimezi, te ajută. Lasă că uneori te și încurcă. Da, exact, uneori mai și încurcă. Așa e, așa e. Mai da, bine știi că cum ai fost e. Cu tine acolo și a fost cu fetele. Bine, am fost voi foarte privată de tot ce s-a întâmplat aici. Am făcut anunțul când am știut că actele sunt aproape gata. Nu când s-a întâmplat și viața Doamne, merge, să fie bine, să fii fericită și sănătoasă. Și tu și fetițele, pentru că de fapt mulțumim mult că ai fost alături.